CSM Dunărea a început în genunchi turneul de la Galați. Echipa lui Marius Trandafir a fost surclasată de Steaua. Bucureștenii au câștigat cu 11-2 și l-au făcut pe portarul Radu Viorel să plece la vestiare la scorul de 7-1 pentru oaspeți. Gălățenii nu și-au revenit nici a doua zi, iar Proghin Gheorghen a terminat prima repriză în avantaj de 3-3. Dunărenii au revenit apoi, dar în final au pierdut cu 6-5. Gazdele au obținut singurul succes în ultima partidă cu Sportul Studențesc. Gălățenii au încheiat 3 reprize simetrice și s-au impus în final cu 6-0. Dunărea mai are șanse mici de a ocupa locul 2 în clasament după ce Proghin a învins Steaua în turneul de la Galați.